Da, să-și facă, dar cu ce? Au cu ce? Unde muncesc ei ca să-și facă o casă? Acum, liber. E greu de... Foarte greu, foarte. Eu am doi copii și amândoi n-au pas. Nu cred. Nu cred. N-au cu ce. Autorizațiile de construcție eliberate pentru clădiri în acest an au înregistrat scăderi spectaculoase. În luna iunie anului 2011, autorizațiile de construire pentru clădiri rezidențiale au fost în număr de 49, față de 168 cât erau în luna corespunzătoare din anul 2010, înregistrându-se o reducere cu 70%. Nici cei care au început să-și ridice locuințele nu traversează o perioadă mai bună. Numărul locuințelor terminate în acest an este inferior celui de anul trecut. Indicatorul locuințe terminate a înregistrat o reducere cu circa 6% trimestrul 1-2011 față de trimestrul 1 din 2010, în valori absolute înregistrându-se 109 în trimestrul 1 din anul 2011, respectiv 116 în trimestrul 1 din anul 2010. În mediul urban au fost terminate 65 de locuințe, iar în cel rural 44. Cum efectele crizei economice sunt tot mai puternic resimțite, iar piața construcțiilor este în scădere, este puțin probabil ca până la finele anului tinerii care își construiesc o casă să își vadă visul împlinit.